Astăzi, dr. Marius Sava a ales să vorbească despre un subiect la fel de interesant. Toată lumea vorbește despre... Bau-bau colesterol. Deci colesterolul este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla dacă nu e bun. Când zici colesterol, zici ăla rău. Colesterolul nu se poate așa ceva. Cu toate că există și colesterolul bun, nu? Colesterolul tot este colesterol bun. Noi stricăm transportul colesterolului și cum se întâmplă asta o să-ți povestesc astăzi. Nu contează ce mănânc, colesterolul este același. Nu e chiar așa. Din alimentație luăm maxim 30% din colesterolul pe care îl avem în corp. Colesterolul este în fiecare celulă din corpul nostru și trebuie să fie, pentru că dacă nu ar fi, nu am avea mobilitatea celulelor. Testosteronul, estrogenul, la femei. Progesteronul, la femei. Materia primă din care se formează acești hormoni este colesterolul. Băi, de lor. Rău? Nu e rău. Dopamină și serotonină. Culmea, de ei suntem dependenți când vine vorba despre fericire. Da. În producerea acestor neurotransmițători, colesterolul joacă un rol foarte important. Fără el, nu ar putea să se producă. Rău? Nu. La nivelul creierului, da, avem legături între neuroni, se numesc sinapse. Da. Colesterolul stabilizează această legătură. Și după ce ți-am spus astea, mai crezi că este rău colesterolul? Oamenii ce ar trebui să facă să-și îmbunătățească colesterolul, să-l crească pe la bun și să-l scadă pe la rău? 1. Scădem în greutate. Mâncăm mult, mâncăm prost, mâncăm foarte mult zahăr, pentru că dacă e vorba să vorbim despre adevăratul criminal din viața noastră, nu e colesterolul și nici măcar grăsime. Adevăratul criminal este zahărul. Tot ce înseamnă margarină, chiar și untul, lactatele, toate conțin colesterol rău mult. Fumatul și colesterolul, mare atenție. Fumatul, colesterolul, dacă le ai pe amândouă, e combinație mortală. Dacă dormi bine, îți scade colesterolul rău și îți crește colesterolul bun. Deci somnul ajută. Somnul, da. Măi, și un singur om, dacă reușim să salvăm, și spun eu că reușim pentru că eu am văzut la fumat că s-a întâmplat lucrul ăsta. Au venit la mine pacienți care au văzut podcastul. Te-au căutat la clinică, da, la spital. Și mi-a spus, domnule, vreau să mă las de țigări. Adică un singur om, dacă eu salvez și nu mai fumează, sau un singur om dacă slăbește ca urmare a podcastului ăsta, eu sunt extraordinar de mulțumit. Deci până la urmă, după podcastul ăsta, o să iubim colesterolul. Stai că n-am terminat, mai am una. Yes. Mai am câteva. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cele mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Aplauze, ciucă. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Așa cum v-am promis, încercăm să aflăm lucruri pentru sănătatea noastră, lucruri benefice pentru sănătatea noastră, și de aceea avem nevoie de un specialist. Îl avem alături de noi pe doctorul Marius Sava, scrie frumos acolo, și pe halat. E halat, doctore, sau cum se numește? Este halat, da, e mai multe halate. Este un halat personalizat care mi-a arătat și eu totuși statutul de doctor, nu? Doctor, pentru că omul și profesează la o clinică privată și la spital, iar în același timp, doctor Marius Sava este omul care a fost și la facultate. Ți-a plăcut să lucrezi cu studenții, să predai? Mi-a plăcut foarte mult, să știi. Adică foarte mult. Eu am plecat de acolo cumva forțat de împrejurări. Mi-a plăcut foarte mult lucrul cu studenții și am rămas în niște relații foarte bune cu ei. Am lucrat un an și un pic. Am avut, adică, nu știu, vreo 5 serii, cred că. Asta înseamnă câte 20 de studenți, cam 100. Vin, fac practică la mine, vorbesc cu ei, mă sfătuiesc cu ei, se sfătuiesc cu mine. Și este foarte interesantă relația aceasta între un fost cadru universitar și un student care își urmează visul de a deveni medic. Așadar, oameni buni, Marius Sava este omul care vine joia la noi la podcast, pentru că încercăm să aducem tot felul de sfaturi medicale utile pentru dumneavoastră, pentru noi cei de aici, și să încercăm să înțelegem mai multe despre corpul nostru. Pe canalul Acasă la Măruță există podcast despre fumat? Există. Oamenii, să știi că au zis, opresc podcastul și mă duc mai bine să-mi aprind o țigară. Eu înțeleg, să știi. Și nici măcar nu-i judec. Nu este cred. Relația între un om și viciul lui. Că și eu am viciul meu. Da, exact. Problema e când viciul te omoară. Asta este. Perfect. Dar oamenii, deci la podcastul ăla cu fumatul, era un pic așa, adică ar fi vrut să-l vadă, dar parcă mai bine nu, ca să mai fumez o țigară. Nu vor să știe. Sunt foarte mulți pacienți care vin la mine și îmi spun lucrul ăsta. Știi, pachetul de țigări este câte o poză. Da, da. Și câteodată oamenii se duc și aleg poza cu cel mai mare, cel mai mic impact. Adică, domne, dăm poză, dăm
țigările, dar dă-mi, te rog frumos, cu o poză care să nu fie foarte catastrofală. Așa se întâmplă și la podcastul pe care l-am făcut noi cu țigările. Și ceva mai devreme spuneai că nu înțelegi, ok, de ce oamenii mă jurau pe mine. Nu înțeleg, eu am înțeles de ce m-au jurat pe mine, asta este, am înțeles. Eu le-am spus să nu fumeze, dar nu înțeleg ce au avut cu tine de te-am înjurat. Păi eu te-am adus pe tine ca să le spui lor să nu fumeze. Uite o legătură. La asta nu m-am gândit. Am fost foarte înjurat, dar la un moment dat eu sunt 100%, că într-un moment de liniște, când o să fie ei singuri cu ei, și o să asculte ce am vorbit noi acolo, o să-și dea seama că, unu, noi nu avem nimic de câștigat, nici eu, nici tu, absolut nimic. Dimpotrivă. Dimpotrivă, pierdem, mă rog, ne luăm în jurători. Și al doilea este că le vrem binele, nu le vrem rău. Oameni buni, deci podcastul despre fumat există pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, cum există și podcastul despre fasting și în același timp podcastul despre somn. Iar astăzi Dr. Marius Sava a ales să vorbească despre un subiect la fel de interesant. Toată lumea vorbește despre... Bau-bau colesterol. Băi, nene, despre colesterol, mereu, când te duci să-ți iei analize, primul lucru să-ți iei și colesterolul. Ăla bun, ăla rău, cum e colesterolul, dacă nu e bun colesterolul, mori. Deci colesterolul este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla dacă nu e bun. Ai auzit tu vreodată să mergi la vreun medic sau ai vorbit cu vreun prieten de-al tău și să vorbești despre colesterol dintr-o perspectivă optimistă sau pozitivă? Niciodată. Când zici colesterol, zici ăla rău. Colesterolul nu se poate așa ceva. Cu toate că există și colesterolul bun, nu? Colesterolul tot este colesterol bun. Despre asta este vorba și o să-ți explic astăzi de ce. Colesterolul nu există colesterol rău. Există un transportor de colesterol care este rău. Dar o să-ți explic astăzi ce se întâmplă și de ce colesterolul în întregime este bun. Noi stricăm transportul colesterolului și cum se întâmplă asta o să-ți povestesc astăzi. Oameni buni, astăzi încercăm să aflăm tainele colesterolului și în același timp să vedem ce trebuie să facem ca să îmbunătățim, nu? Sau să facem să avem niște valori cât mai bune. Cum să facem să nu ne facă rău colesterolul. Perfect. Asta o să învățăm. Deci, doctore, când ne ducem să ne luăm analizele, indiferent ce analize, indiferent la ce clinică mergem, la ce spital de stat, nici nu contează unde, cer colesterolul să ți se facă? Absolut. Profilul lipidic, adică să fie colesterolul și toate subunitățile colesterolului. Ok, perfect. La ce mă ajută să știu eu? Că dacă e colesterolul mare, mărit... Da. Putem să avem niște complicații, niște complicații și mai ales complicațiile cardiovasculare, adică vasele noastre se pot încărca de colesterol. Putem să facem niște complicații care să fie amenințătoare de viață. Iar dacă este prea scăzut colesterolul, putem să avem niște deficite în corp. Și colesterolul foarte scăzut, putem să avem o problemă, mai ales problemă hormonală, pentru că, după cum o să vezi astăzi, el este un precursor sau este materia primă pentru anumiți hormoni. Dar, la început, aș vrea să-ți povestesc cum ajunge colesterolul în interiorul corpului. Te rog. Avem, pe o parte, un circuit închis, se numește biosinteză, adică ficatul nostru produce singur colesterolul din ceea ce avem în corp, sau din el, culmea, din colesterol, și mai avem și colesterol alimentar, din alimente. Acum, noi minimalizăm cumva colesterolul alimentar și vrem să ne derobăm așa de sarcini și să spunem nu contează ce mănânc, colesterolul este același. Nu e chiar așa. Studiile arată și toate studiile arată că din alimentație luăm maxim 30% din colesterolul pe care îl avem în corp. Deci 70% este biosinteză. Okay. Este din interiorul corpului. Dar ăla 70% nu apare prin minune în ficatul nostru. Și el este produs de ceea ce avem în corp. Deci cumva ceea ce avem în corp influențează colesterolul oricum ar fi. Și alimentația este la baza tuturor lucrurilor din corp. Deci cumva tot alimentația vine în spate, dar nu direct. Bun, și atunci când mâncăm și consumăm alimente, este foarte important să știm cum ajung alimentele astea în intestinul, acolo unde se absorbe colesterolul. Gândește că luăm o mușcătură dintr-un măr. Nu, dintr-un măr, că e prea sănătos. Dintr-o șaorma. Dar nici mărul ăla nu e sănătos. Mi-am pus eu aparat de la demăsoarat glicemia și am făcut un spike uriaș. E la mijloc, așa, mărul. Bine, dar un măr păzit ține doctorul de parte. Vezi că nu mai știi cum să o iei. Toate sunt nesănătoase. Nu se întâmplă nimic dacă mănânci un măr, crede-mă. Normal. Bun, deci. Mâncăm, mestecăm. Foarte important să mestecăm bine alimentele. Preluăm sarcina stomacului. Stomacul nu mai muncește la fel de mult și atunci când mestecăm mult, avem senzație de sațietate. Adică cumva creierul nostru este păcălit că am mâncat mai mult. Mestecăm alimentele de 10-20 de ori. Iar asta te ajută să te și saturi mai repede și să și slăbești pentru că nu mai te îndopi mult. Da, exact. Și iei și sarcina stomacului pentru că stomacul nu mai lucrează la fel de mult. Da. Mergând mai departe, bolul alimentar se duce, se înghite, merge printr-un trup care se numește esofag și ajunge în stomac. Și aici foarte interesant. În stomacul nostru
Pentru ca alimentele să fie digerate cum trebuie, să fie distruse, trebuie să fie un pH între 1 și 3. Și acum spune-mi tu, dacă înainte să mănânci o friptură, bei apă alcalină, se mai digeră mâncare? Păi am văzut că e reclamă la apă alcalină. Și la aparatele alea de... Nu știu, eu sunt împotriva curentului ăsta. Da? Da. Uite, poate o să facem o dată un podcast doar despre treaba asta. Mie mi se pare că noi avem în corpul nostru niște mecanisme care țin sub control pH-ul în așa fel încât nu trebuie să intervenim în mod brutal. De ori, dacă bem apă alcalină, oricum, din punctul meu de vedere, singurul lucru, dar singurul lucru care este influențat de apă alcalină, singurul lucru, este pH-ul stomacului. În rest, corpul nu este deloc influențat. Iar pH-ul stomacului poate fi stricat. Poate fi stricat. Dacă tu bei un pahar de apă alcalină și apoi mănânci o friptură, stomacul nu mai poate să digere cum trebuie, pentru că are un pH mai alcalin. Știi că eram o discuție dacă e bine să consumăm un pic de oțet, da, în niște apă, da, înainte să mâncăm o masă bogată. De ce? Ca să creștem un pic aciditatea. Ca să se digere mai bine. Corect, ai dreptate. Deci dacă bem apă alcalină, scade acidul. Dacă scade acidul din stomac, nu se mai digeră cum trebuie alimentele, nu mai sunt absorbite cum trebuie, ne balonăm și foarte multe alte lucruri care vin în cascadă. Așa că nu vă jucați neapărat cu pe... Oricum, apa, în afară de stomac, nu cred că influențează deloc corpul și noi avem niște parametri pe care îi măsurăm. pH-ul corpului pe care îl luăm din sânge, poți să bei tu câtă apă alcalină vrei, pH-ul sângelui nu se schimbă. Niciodată. Niciodată. Pentru că dacă s-ar schimba, este o patologie care se numește alcaloză atunci când crește pH-ul prea mult și este amenințătoare de viață. Adică poți mori. Poți să mori din alcaloză, ca și din acidoză din partea cealaltă. Bun. Și ajunge, trecem de stomac. Deci acolo alimente, exact, alimentele bine, sunt... Bine, da, se duce în stomac. Mâncarea în stomac. În stomac, alimentele sunt fărămițate, sunt distruse, merg mai departe unde se întâlnesc cu acizi biliari din colecis, din bila noastră, și cu niște substanțe făcute de pancreas. Sunt dizolvate complet și apoi toate aceste alimente merg undeva în intestin și în intestin are loc absorpția macronutrienților. Adică, printre care și colesterol. Și ajungem la colesterolul, se absorbe sistemic, 30% merge direct în corp, restul este eliminat. Bun. Eu vreau să spun câteva lucruri pe care le face colesterolul și tu să-mi spui dacă mai consider că este ceva rău. Gata, hai. Bun. Test. Și pentru cei care urmăresc podcastul, fiți cu mâinile pe mesaje și răspundeți la întrebările doctorului Marius Sava. Zine, doctore. Primul. 1. Celulele noastre, toate celulele, avem nenumărate celule, nu se pot măsura, au în jurul nucleului, avem un nucleu în centru, avem citoplasmă și lângă avem o membrană care este fluidă, nu e fixă, nu e ca o cărămidă. Se mișcă. Ca să poată să se miște, trebuie să aibă o mobilitate. Mobilitatea o dă colesterolul care este în membrană. Se mișcă. Colesterolul este în fiecare celulă din corpul nostru și trebuie să fie, pentru că dacă nu ar fi, nu am avea mobilitatea celulelor. Deci e bun aici. Bun. 2. Testosteronul. La bărbați. La bărbați. Și la femei în cantitate mică, dar mai ales la bărbați. Estrogenul. La femei. Progesteronul. La femei. Materia primă din care se formează acești hormoni este colesterolul. Băi, de la... Rău? Nu e rău. Vitamina D. Vitamina D se sintetizează de undeva de la nivelul pielii, sub efectul razelor ultraviolete. Da. În producerea vitaminei D, intră și colesterolul cu un rol capital. Nu e neapărat din colesterol, dar rolul capital îl are colesterolul. Deci vitamina D este direct dependentă de colesterol. Rău? Nu e rău. Bun. Deci până la urmă, după podcastul ăsta, o să iubim colesterolul. Stai că n-am terminat. Mai am una. Yes. Mai am câteva de fapt. Există în corpul nostru niște neurotransmițători. Neurotransmițătorii sunt cei care transmit informația de la un neuron la celălalt și cei care transmit din periferie la creier informația. Acești neurotransmițători se numesc dopamină și serotonină. Culmea, de ei suntem dependenți când vine vorba despre fericire. Da. Bun. În producerea acestor neurotransmițători, colesterolul joacă un rol foarte important. Fără el, nu ar putea să se producă. Băi, rău? Nu. Mai vrei să dau câteva și lasă-mă să ți le dau. La nivelul creierului, da, avem legături între neuroni, se numesc sinapse. Da.
colesterolul stabilizează această legătură. La fiecare nerv, nervul este ca un cablu. În interior este lița aceea și este înfășurat de o teacă, se numește teacă de mielină. Teaca de mielină, adică ceea ce înconjoară nervul, e colesterol. Colesterol. Și după ce te-am spus astea, mai crezi că este rău colesterolul? Păi nu, dar mie pe analizele aia, doamna doctor mi-a zis, vezi că ai colesterolul rău aici și colesterolul bun prea puțin. Bun. Pentru că avem două fracții. Și oricum pe analizele alea mi-apare acolo, când e colesterolul prea mare. Se pare cu negru. Mi-apare, da, încercuiește, mă rog, le scot color analizele, cu roșu mai, îmi semnalizează și mai puternic cu roșu și îmi spune, ai depășit valoarea normală. Da, așa este. Aici sunt foarte multe lucruri de discutat. Doar noi ne speriem pentru că colesterolul are doi transportori. Și noi le considerăm cumva componente ale colesterolului, dar nu sunt componente. Vorbim despre LDL, care este lipidă de intensitate scăzută, low density lipids, și avem HDL, care sunt lipide cu intensitate crescută. Și noi considerăm că LDL-ul este rău și HDL-ul este bun. Într-un fel așa este, doar că cele două nu fac parte din colesterol. Cele două sunt transportoare ale colesterolului. Colesterolul este o moleculă extrem de complexă. Are 27 da, de ioni de carbon. Ceva foarte complex. LDL-ul și HDL-ul sunt niște lucruri destul de simple. Dar nu sunt același lucru. Sub nicio formă nu sunt același lucru. Și acum când ne gândim la LDL, la colesterolul pe care noi îl numim colesterol, dar de fapt este doar un transportor, LDL-ul crescut poate să-ți provoace boli de inimă și HDL-ul crescut te protejează de bolile de inimă și mai ales de bolile de... Deci HDL-ul e la bun. HDL-ul este cel bun, da. Și cum faci tu să ai colesterolul bun? Colesterolul pentru HDL, da, vorbim. Da, pentru HDL. Avem mai multe reguli. Primul, într-adevăr, prima regulă este alimentația. Dar înainte de alimentație este greutatea, să știi. Și trebuie să ne menegeriem singur greutatea, trebuie să facem lucrul acesta și putem să ne calculăm singuri acasă dacă avem o problemă sau nu, printr-o formulă foarte simplă, dar sunt și calculatoare acum pe net. Se numește indicele de masă corporală. Îți împarți greutatea la împătratul înălțimei și vezi acolo cât dă. Oameni, dacă dau pe Google simplu, sigur calculează-ți între 25 de masă corporală, găsești un calculator care efectiv te ajută. Ca să nu te mai chinuiești tu să... Într-adevăr, dacă numărul rezultat este între 25 și 30 supraponderal și începi să ai o problemă, dacă indicele de masă corporală, numărul ăsta de care spun eu, este peste 30, este obezitate. Dacă este peste 40, este obezitate morbidă, e catastrofal. Deci greutatea este direct dependentă cu o valoare a colesterolului. Ok. Apoi, efortul fizic. Și avem o indicație ca să scădem transportorul ăla rău, LDL-ul, și ca să-l creștem pe cel bun, HDL-ul, trebuie să facem efort fizic. Iar dacă când te gândești la efort fizic, noi ne gândim, nu știu, să urcăm niște scări ca în Rocky, știi? Da. Să spui, nu e așa. Dacă tu, indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății arată că 75 de minute de sport cu intensitate crescută pe săptămână, 75 de minute. Da. Te ajută să... Sau 150 de minute de activitate fizică moderată, îți reglează nivelul acesta. Și gândește cât de puțin înseamnă 150 de minute împărțit la 7, înseamnă 20 de minute de activitate fizică. Dar știi ce vreau să te întreb? Când totdeauna colesterolul ăsta, la analize e legat și de trigliceride. Așa, da. Sunt frați acolo? Sunt lucruri diferite. Dar au legătură între ele. Au legătură, toate au legăturile. Și HDL-ul, colesterolul, cu LDL-ul, cu trigliceridele, cu lipidele totale. Toate au legătură. Dar colesterolul pur, doar el, colesterolul, nu este nimic rău în el. E și un circuit închis, adică noi colesterolul de asta nu putem să-l influențăm foarte tare, că avem cumva... Da, doctor, dar uite, zici aici, dacă e optim sub 200, da, între 200 și 240 e crescut, peste 240 e crescut și nu-i bine. Da. Și te selectează aici, bip, bip, bip. Așa este, dar, de exemplu, dacă noi avem un colesterol de 220 și HDL-ul, transportorul bun, este ridicat și LDL-ul, transportorul rău, este scăzut, nu contează. Putem să avem colesterolul 200-220 fără nicio problemă. Într-adevăr, când ajungem la un colesterol de 300, 340, 300, 400, am avut...
Ai avut pacienți? Cu 500 am avut cel mai mult. Nu cred. Serios, da. Este o moștenire genetică, din păcate nu ai cum să o tratezi curativ, adică poți să ții tot regimul de pe pământul ăsta. Și n-ajută. N-ajută, nu. Trebuie tratament. Colesterolul nu e practic un vas de sânge pe care se depune grăsimea pe interiorul lui și practic se îngustează? Colesterolul este o moleculă. Bun, molecula aceasta, în momentul în care LDL-ul este foarte crescut, el este transportat în periferie. Este transportat la capătul corpului, cum ar veni. Problema LDL-ului este că nu mai știe să se întoarcă singur câteodată și trebuie să vină HDL-ul să-l ia. Iar LDL-ul, dacă este în cantitate foarte mare, ia foarte mult colesterol și îl duce în periferie. Și când se duce în periferie, se așează în vasele de sânge și facem plăci de aterom, care pot fi cauzate de colesterol, dar nu sunt colesterol pur și nu, nici din cauza colesterolului. Și atunci oamenii ce ar trebui să facă să-și îmbunătățească colesterolul, să-l crească pe la bun și să-l scadă pe la rău? 1. Scădem în greutate. Deci asta cu greutatea? Adică încercăm orice cură. Orice putem să slăbim. Facem mai multă mișcare. Dacă nu reușim să slăbim și avem deja un eșec în urma unei cure de slăbire, trebuie să ne gândim. Să fim demoralizați, nu? Nu. Trebuie să ne gândim și la celelalte metode. Și în momentul de față, mulțumim lui Dumnezeu că avem o groază de metode prin care putem să slăbim chirurgical. Avem o groază de intervenții, foarte multe intervenții care se pot face asupra stomacului, unele reversibile, unele irreversibile, dar câteodată pașaportul de viață constă într-o intervenție din aceasta chirurgicală. Ți-e frică, spun, pacienților le este frică, dar este metoda prin care poți să trăiești, să slăbești. Pentru că este principalul lucru pe care poți să-l faci ca să scazi colesterol. Vă zici că eu am făcut astăzi, când veneam la podcast, m-am întâlnit cu un om, m-aș oprit să facem o poză, era din provincie și prima dată am crezut că vine la mine, că mă uitam așa foarte atent la el, adică nu puteam să-mi iau privirea de la el și de fapt venea spre mine să facem o poză, că se uite la emisiune, că una ca alta, avea vreo 240 de kg. Știi, cel mai greu lucru pe care eu... Văzut, mergea și greu și venise să-și facă niște intervenții la genunchi, că îți dai seama. Artroza. Artroza e cauzată și de greutate. De 240 de kg. Știi că cel mai greu lucru pe care eu pot să îl am într-o relație cu pacient nu este să-i spun să nu fumeze, apropo de fumat, ci îmi este foarte greu să-i spun că lucrurile pe care el le resimte, simptomele, sunt din cauza greutății. Știu că în spatele sunt foarte puțini oameni care nu-și dau seama. Greutatea e o problemă. Doar că oamenii aceia, când te uiți la el, e un om care a încercat de zeci de ori să slăbească și nu a reușit. Deci de ce nu reușesc oamenii să slăbească, doctore, cu dietă? Știi de ce? Pentru că la un moment dat corpul nostru este foarte șmecher și nu mai are arderi. Gândește că noi în fiecare zi, ca să trăim, avem ceea ce se numește rata de metabolism bazal. Adică noi, ca să trăim și să ne mișcăm și să facem lucrurile uzuale, ardem în fiecare zi 2000 de calorii. Un om care a ținut multe cure de slăbire și s-a îngrășat iar și apoi iar a ținut și apoi iar și a făcut lucrul acesta de mai multe ori, el nu mai are o rată de metabolism normală. Corpul a scăzut-o la 1200-1300 de frică să nu slăbească. Și corpul a sabotat persoana pe care o slujește. Adică ideea e oamenii care vor să țină diete și cure să aibă grijă cum le urmează și cum le fac, pentru că la un moment dat au rezultate, dar dacă tot se îngrașe, tot slăbesc, nu mai au să aibă niciun rezultat. Nu o să mai aibă rezultate și sunt foarte multe eșecuri și din păcate este un studiu în Grecia făcut pe 1800 de oameni care arată că 90% din oamenii care au reușit să slăbească s-au îngrășat la greutatea lor în anul ulterior după ce a oprit cura de slăbire. Pentru că omul începe să mănânce, corpul nu mai știe să ardă, el mănâncă normal, dar dintr-o dată începe iarăși să te îngrași și o mare parte din ei nu doar se îngrașă la greutatea dinainte, mai pun câteva kilograme în plus. Dar doctor, știi ce vreau să te întreb? Dacă vine un om la tine la cabinet, la spital, unde ești tu și zice, vezi că e gras sau că ar trebui să slăbească și tu îi spui, bă omule, slăbește că dacă nu e bine, mori, da. Nu e bine să faci asta, nu? Este același lucru ca atunci când îi spune un om, nu mai fuma. Și câte unul se trezește să te înjure, pentru că mâncatul este un viciu. Și fumatul. Și, adică trebuie cumva să o iei, să încerci să-i explici că asta este problema, tu știi că el știe lucrul acesta și să încerci încet, încet să-l duci, să apeleze la un nutriționist care să-i regleze cumva
Adică oamenii ar trebui să înțeleagă că atunci când nu mai funcționează lupta cu propriul corp, da, mai bine apelezi la un specialist, băi nene, că e mai ușor. Mai bine apelezi la un specialist. Știi, suntem și comozi, adică, nu știu, eu am avut în clasa 6-a 50 de kilograme, după aia în clasa a 12-a aveam 75 de kilograme, în clasa a 12-a am avut 119 kilograme. Adică ai fost și tu, băi. Da. Mă învățasem, eu n-aveam nicio problemă cu mine. Adică eram ok. Care e problema? Aveam burtă, aveam, mă rog, și acum am, dar nu asta este... Dar nu te vedeai gras. Nu, sori mea mă vedea gras. Eu nu mă vedeam. Eu eram ok, mă duceam la fotbal, jucam fotbal, respiram eu un pic cam greu, știi? Da, și dar tot respirația m-a făcut să... Am urcat vreo 4 etaje neoprit și la sfârșit când am ajuns am zis, băi, aici mor, gata, n-am mai putut. Și a zis, băi, trebuie să fac ceva, să slăbesc. Și a fost prima cură din viața mea de slăbire pe care am ținut-o, cum este din astea regulate, nimic special și am reușit să slăbesc. Știi că foarte mulți oameni care se uită la podcast sau eu când mă uit la diferite lucruri, pot să ascult un om vorbind de 100 de ori și să nu rezonez cu el. Dar zice la un moment dat cineva ceva și ți se produce un declic și atunci reușești să-ți schimbi stilul de viață. De asta mă gândesc că și discuțiile astea pe care le avem noi joi aici la podcast pot să schimbe de foarte multe ori stilul de viață al oamenilor dacă stau și ascultă. Și poate rezonează cu ceva și poate, nu zic din prima, e bine, doctore, că... Ai venit și tu. Da, ai venit și tu. Tu ne mai lipseai. Da. Nu, eu spun din propria experiență, cum am reușit să slăbesc, pentru că eu nu mă simțeam bine. Eu, mai când am apărut prima dată la televizor, aveam 106 kg. Cât aveai colesterolul? 220. Mult, nu? La limit, acolo, da. Și adică colesterolul la prost era ridicat, colesterolul la bun era scăzut. Cea mai proastă combinație care există pe pământul ăsta. Și bărbat, că noi nu suntem protejați hormonal. Femeile își mai permit. Deci colesterolul ăsta e mai rău pentru bărbați? Da. De exemplu, la un colesterol, cum spui tu, 220-240 și un bărbat de 40-45 de ani, trebuie intervenit cu ceva. Ori cu un regim de viață, ori cu tratament. Femeia poate să-și permită să aștepte. Și cardiologul, să știi că la o femeie nu sare imediat cu medicament. Pe când la bărbat, da. La bărbat sare, da. Adică noi suntem aia săraci. Noi, estrogenul. Care avem mai mult nevoie de ajutor. Da, ăsta este adevărul. Bolile cardiovasculare sunt mult mai des întâlnite la bărbați decât la femei, care sunt cauzate. Bun, și vorbeam de mine, aveam 106 kg, am început să țin post intermitent, într-o lună jumătate am avut 95 de kg. Da, mă, ai avut și ambiție. Noi am zis să facem un grup și uite... Facem, nu am zis. Poate facem un grup și cu oamenii de pe podcast, să facem un grup de WhatsApp și să intrăm toți la fasting. Că da, că dacă facem un grup, doctore, avem mai multă ambiție. Eu sunt absolut de acord, după sărbători să mâncăm bine. Nu mai stăm după... Nu mai găsim un motiv. Noi am avut concurs la muncă. Da. Și 3 săptămâni, noi am mâncat nu mult, foarte mult. Și acum mă gândesc că până în sărbători măcar să facem loc. Dar ne-a forțat cineva să mâncăm? Nu ne-a forțat băgat cineva pe gât? Nu. Pe ce a fost în capul suntem nostru de a mâncat? Suntem pofticioși, asta e. Pofta? Pofta și nevoia de dopamină. Pentru că atunci... Păi și nu există doctor să iau dopamina asta din altceva? Nu, e periculoasă. Că nu e periculoasă dacă există, da, există. I-am văzut eu pe unii pe TikTok, cred că aia iau dopamină. Da, s-ar putea din să altceva. Ia. Da, nu e periculos, Doamne ferește, să nu știa cineva dopamină. Dopamina cea mai bună este dopamina care este produsă de corpul nostru și noi atunci când mâncăm ne activăm un centru care se numește centrul recompensei și el începe să dea dopamină. Și te simți bine. După aia trece efectul dopaminei. Nu, ce ușor ar fi. Nu, dar poți să-ți faci altceva, să-ți găsești un hobby, ceva care îți place. Adică în loc să mănânci, nu știu, aleargă. Da, bine, am zis-o și eu acum, am alergat și nu. Joacă-te o PlayStation, fă ceva, nu știu, fă orice, dar nu să nu mănânci, pleacă de lângă mâncarea aceea. Okay. Știi că dacă ții 4-5 zile de fasting, după aia te obișnuiești cu chestia asta. Și așa și cu regimul de viață. După 4-5 zile, a treia zi este cea mai complicată zi. Trebuie doar să începi. Da. Bun, și deci colesterolul, mamă, deci... Îmi dau seama că pe o parte el e bun, care are grijă de tine, dar pe o parte poate să-ți facă rău dacă tu n-ai grijă de el. Vorbim despre colesterolul care se depune foarte mult în periferie. Și gândește că vasul nostru de sânge este fix ca un tub, fix ca un furtun. Nu este nimic special, este fix un furtun pe care trece sângele. Colesterolul se așează și intră în interiorul vasului de sânge sub primul strat. Și începe vasul să se îngusteze pentru că acel strat crește. Încet crește. Bun, colesterolul e pervers. Inițial apare ficatul gras. Ficatul gras nu mai poate să biosintetizeze el singur colesterolul la fel de bine și începe și el să aibă anumite dereglări. Și avem de-a face acum cu un val de steatohepatită non-alcoolică. Adică ficatul tău arată ca la un alcoolic, dar tu n-ai consumat niciodată alcool și nici nu consumi alcool. Mâncarea. Mâncarea.
El se îngrașă, se îngrașă și începe să se mănânce singur pe interior. Și o altă problemă pe care o avem în România este obezitatea la copii. Am citit un studiu făcut în România. 30% din copiii sub 14 ani suferă de obezitate. E uriaș de mare. Uriaș. Suntem pe un trend ascendent. Acum vreo 5 ani erau 20%. Iar din... Numai fast food, numai... Fast food-ul și dacă te uiți pe pământul ăsta, o să vezi că țările care au interzis fast food-urile sunt țările care au cea mai normală greutate. Ci o legătură directă între prezența fast food-ului în viața noastră și obezitate. Copil care are un ficat a unui om de 60 de ani care a consumat alcool toată viața și copilul are 12 ani și îți dai seama că n-a consumat niciodată alcool. Băi, nebun. Are deci un există ficat. Copii care au ficatul la 12 ani precum un alcoolic. Un alcoolic de 60 de ani. Ficatul se mănâncă pe interior, arată ca și când ai avea o hepatită. Și asta este pentru că ne este drag să mâncăm, să le dăm copiilor să mănânce, dar dacă îți iubești copilul, trebuie să-l ții normoponderal, în orice metod. Adică să îi faci mese regulate, puține dulciuri, să fie alimentație organizată cum trebuie, să fie diversificată. Dar dacă îți iubești copilul, ții normoponderal. Îți este drag să vezi, și am văzut și eu că la copil îți este drag să-l vezi atunci când mănâncă și mai ales că mănâncă cu poftă și ți-e simpatic așa. E ok, e foarte bine, dar ține-l normoponderal. Fă-i un program. Pune-l să slăbească, pune-l să facă mișcare. Copiii, îl întreb câte un copil, faci sport la școală? Și el zice, da, fac sport. Și eu zic, ce sport? Fotbal. Și eu, mă, face fotbal, dar de ce ești așa grăsunt? Păi stau în poartă. Păi nu așa, tată, ieși în atac. Și asta și la propriu și la figurat. Puneți-i să facă mișcare copiii. Și la adulți e și mai rău, 60% din populația României, 60% e supraponderală, măi. Băi, nene, o țară de grași. Da, în 1975, deși nu știu dacă să cred studiile, atunci 5% erau. 5% și acum sunt 60%. Deci nu se poate. Mergem din ce în ce mai rău cu subiectul ăsta. Mâncăm mult, mâncăm prost, mâncăm foarte mult zahăr, pentru că dacă e vorba să vorbim despre adevăratul criminal din viața noastră, nu e colesterolul și nici măcar grăsime. Adevăratul criminal este zahărul. Zahărul care se găsește peste tot. Eu nu știu dacă o să mergem la un moment dat într-un hipermarket să-mi găsești un lucru pe care putem să-l cumpărăm. Și de să nu aibă zahăr. Hai că facem experimentul ăsta. Facem. Nu există, spun eu, apa. Apă, poți să au niște gheață, eventual. În rest, sau fructele, mă rog, dar și alea au fructoză, au tot. Dar dacă te duci, orice, de la pâine, napolitane, orice, are un pic de zahăr. Zahărul crea independență. Pentru un producător de napolitane este foarte bine să pună cât mai mult zahăr, pentru că zahărul creează dependență și te mai duci și mai iei și ajungem tot la viciu, care este absolut necesar. Păi și deci colesterolul ăsta, ca să-l ținem în limite normale, adică pe la bun crescut, pe la rău scăzut și colesterolul per total bine, ce trebuie să facem? Deci ai zis să... Scădem în greutate, primul să lucru. Să slăbim. Da. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, mișcare. Și am spus, 75 de minute de mișcare intensă în fiecare săptămână, asta înseamnă să dubleze ritmul cardiac. Dacă tu ai 70 de bătăi cardiace în repaus, trebuie să ajungi prin mișcare la 140 de bătăi. Adică măcar să mergi, dar să nu mergi, să mergi alerg. Mergi repede, să mergi, să alergi un pic. Asta este mișcarea intensă. Următorul lucru este alimentația. Iar alimentația înseamnă să scădem pe cât putem grăsimile cele rele, grăsimile saturate. Pentru că sunt grăsimi... să scoatem din alimentație ca să avem colesterol bun, că acum scoatem tot. Gata. Zi. Orice conține zahăr, culme. Știi de ce? Pentru că zahărul... Păi mi-ai zis că doar apă și gheață mai poți. Da, ne facem acasă noi, nu știu. Pentru că zahărul împiedică consumarea colesterolului. Zahărul este o substanță care este foarte ușor accesibilă corpului pentru energie și în felul ăsta noi consumăm zahărul și lăsăm colesterolul, lăsăm grăsimea prin corp. Și crește colesterolul pentru că mâncăm foarte mult zahăr. Apoi tot ce înseamnă margarină, chiar și untul, lactatele, toate conțin colesterol rău mult. În cantitate mică, adică dacă mănânci în fiecare zi o felie de pâine cu unt și cu margarină și cu dulceață pe deasupra și un pic de nuci, nu ți se întâmplă nimic, garantat. Dar dacă mănânci jumătate de pachet de unt, nu e bine. Ok? Carnea. Nu e bine nici carnea. Nu. Și mai ales carnea roșie. E destul de bogată, dar dacă combini consumul de carne cu mișcare, este foarte bine. Ok? Pentru că e și proteică. Da, dacă nu faci mișcare... Dacă e rău. Dacă mănânci... Și tu că noi avem la noi în popor o idee de-a noastră că bătrânii noștri trăiau sănătos. Da. Bă, cine a zis asta? Eu sunt foarte curios.
Păi bătrânii noștri trăiau sănătoși pentru că noi, domnul doctor, putem să spunem așa, la țară te duci, toți au 80-90 de ani. Da. Adevărul că unii muncesc mult. Cei care trăiesc au 80-90 de ani. Da. Știi care era supraviețuirea medie a oamenilor în 1950 în România? 56 de ani. Media? Media. Și acum? 76. Adică acum se trăiește mai mult decât atunci. Se trăiește mai mult decât acum. Dar noi am luat, am perpetuat, într-adevăr, unii oameni trăiau mai sănătos. Dar, per total, nu trăiau mai sănătos. Păi trăiau mai sănătos, doctore, că nu aveau telefon toată ziua. Să stea pe TikTok, mergeau, făceau mișcare în grădină, mergeau la muncă, mâncau din curte. Aveau un ritm. Nu beau sucuri garbogazoase. Nu, da. Atunci când treaba se termina, într-adevăr, se termina, se duceau acasă și beau soția, se culcau, se trezeau. Și se culcau, doctore, fix când se întuneca afară. Când era întuneric afară. Nu mai știu cine mi-a zis că se culcă la ora 6 și se trezește la ora 9. Tu, pozașule? Mhm. Uită-te și tu, ce rind de viață asta, dai slab, norocul lui este că este slab. Cum te culci la 6 dimineața, se culcă, vrei să... La 6 dimineața și da. Se trezește la ora 9. Bine, tu poți să dormi, dar să fie măcar întuneric afară, că dacă nu e întuneric afară, inhib tot felul de chestii în tine. Deci trebuie să schimbăm și ție viața. Te băgăm în programul nostru. Am avut mult de editat. Asta e. Întotdeauna oamenii au o scuză. Nu, dar noi am început să încurcăm lucrurile. Măi, nene, atunci când muncesc, muncesc. Atunci când mă relaxez, mă relaxez. Și atunci când dorm, dorm. Dar noi facem, le amestecăm și atunci, în loc să ne relaxăm, muncim. Când ne culcăm, ne gândim la muncă. Când muncim, ne gândim să ne ducem acasă să ne culcăm. Și nu avem o chestie din asta pe care să o facem. Băi, nene, când mănânc, mănânc, când stau la masă, cu ai mei stau de vorbă și... Eu cred că oamenii, dacă tot ascultă tot felul de podcasturi în sensul ăsta, la un moment dat, poate fără să vrei, te disciplinezi. Cred că tot ascultând, te disciplinezi. Uite, am văzut un documentar pe Netflix, Punctele albastre, sau cum era, Blue Ocean, sau ceva de genul ăsta. L-a văzut cineva? Zonele albastre. Sau zonele Blue Zones, cred. Blue Zones, sau ceva de genul ăsta. Știu, oamenii care trăiesc mult acum. Care sunt locurile unde oamenii trăiesc 100 de ani, centenarii, și ce au oamenii aia în comun? Bă, și să vezi că ar putea să fie niște lucruri pe care și noi am putea să le facem. Nu e foarte complicat, doar că îți trebuie începutul. Începutul. Începi să faci lucrul acesta. Deci am vorbit, trebuie să începi să slăbești, trebuie să începi să faci un pic de efort fizic, trebuie să ai grijă la alimentația ta și când vorbesc de alimentație, consumă pește, migdale, nuci de orice fel. Ok, și scade din zahăr și din grăsimile astea. Și somnul contează la colesterol. Și ultimul lucru pe care vreau să vorbesc este somnul, măi. Omul, oameni buni, este și somnolog, da. Somnolog, adică ai diplomă de somnolog. Am diplomă de somnolog, cu examen dat și cu o școală foarte grea. Toată lumea doarme prost, jur. Da. Adică și toată lumea. Majoritatea oamenilor pe care știu au probleme cu somnul. Somnul este strâns legat de stres sau calitatea somnului este strâns legată de stres. Dar dacă avem 8 ore de somn, să fii sigur că în cele 8 ore de somn, corpul își reglează în așa fel colesterolul încât cel bun să crească și cel rău să scadă. Bă, și nu o spun de la mine, studii, dar sunt sute de studii care arată lucrul acesta și studii strong, studii serioase care arată că dacă dormi bine, îți scade colesterolul rău și îți crește colesterolul bun. Deci somnul ajută. Somnul, da. Așa important e somnul ăsta, doctor. Este cel mai important comportament natural pe care noi îl avem, somnul. Nu putem, adică, din punctul meu de vedere, este mai important decât relaxarea, este mai important decât alimentația la un moment dat. Este cel mai important lucru pe care noi putem să-l facem, este să dormim liniștiți cu o calitate bună și cu o cantitate bună. Contează ambele. Și dacă nu poți să dormi liniștit, cu o cantitate bună și calitate bună, așa, de bună voie și nesilit de nimeni, te ajută să iei pastile sau asta nu e bine? Am mai spus-o și o să mai spun. Între nesomn și somnul indus medicamentos, aleg somnul indus medicamentos. Decât să nu dormi, mai bine dormi ajutat de pastile. La un moment dat s-ar putea să te reglezi, s-ar putea să nu te reglezi, dar trebuie neapărat să dormi. Dacă nu dormi, faci boli cardiovasculare, dacă nu dormi, faci boli de cap, demență, Alzheimer, faci steatohepatită, faci diabet, faci gastrite, culmea, faci tot felul de lucruri. Dacă nu dormi? Doar din cauza somnului. Mamă, Ciucă, cât timp m-am ghidat pe chestia asta în viață. Într-o noapte albă înveți mai multe decât într-un an de somn. Da, nu e așa. Dacă înainte de un examen, dacă vrei să ai notă mare, dormi, nu învăța. Dormi. Pentru că legăturile dintre neuronii noștri, în momentul somnului, acele legături își măresc dimensiunea cu 30%.
Gândește-te că tu ai niște neuroni care sunt mai puternici cu 30% în momentul în care dormi. Deci înainte de somn, știi că este o vorbă, noaptea este un sfetnic bun. Da. Chiar așa este, noaptea dacă dormi. Dacă nu dormi, nu este deloc bun. Și dacă ai o decizie grea de luat, dormi. Colesterolul ăsta, pentru că despre el vorbim, poți să-l schimbi, nu știu, prin acest regim de viață, somn odihnitor, sport, atenție la alimentație, într-o săptămână, două, o lună sau trebuie să treacă un an, doi? Eu am făcut un experiment pe mine și am scăzut colesterolul total de la 220 la 170 în două săptămâni de post intermitent și invers, mi-am făcut de cap și am crescut colesterolul de la 170, cred că la 210, într-o săptămână. Dar o săptămână de post intermitent sau o săptămână în care îți schimbi un pic stilul de viață, o să vezi că schimbă și nivelul colesterolului. Și nu se mai așează colesterolul pe vasele de la inimă și nu mai faci insuficiență cardiacă, nu mai faci boală cardiacă ischemică, nu mai faci accident vascular cerebral, nu se mai pun plăci de a te rompe arterele carotide. Acolo e beleaua mare. E beleaua mare și colesterolul este strâns legat și de asta. Fumatul și colesterolul, mare atenție. Fumatul, colesterolul, dacă le ai pe amândouă, e combinație mortală. Pentru că la nivelul gâtului avem niște vase, se numesc artere carotide, care sunt cu un calibru destul de mare. Colesterolul îi place să treacă pe acolo, pentru că cel mai mare consumator din organism a colesterolului este creierul. Și trece pe acolo și în momentul în care avem foarte mult colesterol și mai și fumăm, se fac mici leziuni, până leziunile alea pătrunde colesterolul și începe să se îngusteze vasul pe care trece sângele spre creier. Și ajungem încet, încet la ceea ce se numește demență vasculară, pentru că sângele nu mai ajunge cum trebuie la creier. Sunteți mișto podcasturile astea, doctore, ce să zic. Nu, da, este, da, putem să facem ceva. Dar mie place că la un moment dat știi cum e. Bă, putem să facem ceva, asta e, ține de noi. Putem să facem ceva și nu există un termen limită la vârstă. Dacă ai 70 de ani și ai o problemă mare cu acest colesterol și mai ai și grăsime pe vase, ia, încearcă tu să slăbești 10 kg. Și mai du-te și mai ia-ți analizele odată și mai du-te și mai fă-ți odată ecografie la carotidă ca să impresionezi medicul. Medicul să spună, băi, nene, extraordinar, s-a curățat aici, măi, și nu mă așteptam. Dar se întâmplă asta. Deci tu poți, practic, să salvezi viața ta și să ți-o îmbunătățești dacă respecti toate aceste lucruri. Dacă respecti, dacă faci un pic de mișcare, dacă ai grijă la alimentație, dacă slăbești, dacă dormi și dacă, pe cât posibil, să eviți stresul. Deși este greu, dar avem și ajutoare. Să evităm stresul, pentru că stresul este, într-adevăr, un alt mare criminal pe care îl avem în viața noastră. Sexul și colesterolul au vreo legătură? Măi, nu au, dar găsim dacă vrei. Dacă nu, mă gândeam aici, adică... Dacă ne gândim așa, în timpul sexului... Că ai dopamină. Da, nu numai dopamină, dar crește ritmul cardiac, face efort și asta scade colesterolul și îl crește pe cel bun. Am găsit legătura. Deci cât mai mult, sex. Poți să mai zici încă o dată? Deci nu. E pentru prieteni. Perfect. Deci, oameni buni, ați aflat ce înseamnă acest colesterol despre care nu trebuie să-ți fie teamă, dar în același timp trebuie să faci tot ce e posibil să-l ții în niște parametri cât mai buni. Și exact. Depinde de noi chestia asta. Și trebuie să ții și ficatul sănătos, ca ficatul să poată să lucreze pentru tine în ceea ce privește colesterol. Practic, tu zici că toate, cum să spunem, venele astea prin noi, toate conductele astea prin care trece sângele ar putea fi curățate, de exemplu, dacă ținem fasting-ul ăsta, că ele, practic, să mai duce colesterolul? Nu o spun eu, pentru că eu nu am studiat asta eu în mod personal, dar am citit foarte multe studii care arată lucrurile acestea. Dacă tu ții un post din acesta intermitent corect, dacă îl ții o perioadă despre de o lună... Despre fasting, postul intermitent, puteți să găsiți aici pe canal podcastul ăla, că e important și asta, că multă lume crede că îl ține corect și nu-l ține. Mai mâncai o gumă, mai bea o cafea... O cafea cu lapte, mai bea o cafea cu lapte și un pic de zahăr și ăla nu este post intermitent. Eu sunt împotriva, ți-am spus, deși nu toți medicii sunt, dar eu sunt și împotriva postului cu cafea. Că la nu e intermitent. Deci intermitent e doar apă. Doar apă este intermitent. Ce post? E ăla care îmi consum câteva calorii. Nu, postul e nimic. Și de câte ori e bine să-ți iei colesterolul când ești la... Să-ți lei, nu știu, la o dată la 6 luni sau cum se măsoară? Un alt aspect foarte important ai atins aici este prevenția, pentru că noi trebuie să știm din timp dacă avem probleme cu acest colesterol sau nu avem. Și dacă avem probleme, ținem regimul ăsta de viață sau încercăm să facem măcar 2-3 schimbări din toate lucrurile acestea, apoi ne mai luăm o dată peste 6 luni colesterolul. Dacă el persistă la fel mărit și nu avem ce să facem, trebuie tratament. Și acum, și între medici, din păcate, circulă un trend din acesta, domnule, dacă ai colesterolul un pic crescut, nu-ți trebuie neapărat tratament, doar dacă ai un organ afectat.
Păi întrebarea este, trebuie să aștept să am un organ afectat de colesterol și după aia să iau tratament? Nu mai bine iau pastila aceea, o singură pastilă pe zi și sunt liniștit, chiar dacă într-adevăr are niște efecte adverse. Este hepatotoxică, dar urmărim. Știm ce să facem și cu astea. Dar dacă cineva îți dă un medic, un cardiolog mai ales, dacă îți dă o pastilă de, pentru colesterol să-l ții sub control, ia-o! A făcut de ea, omul s-a chinuit să... El a avut un judecat acolo și a zis, mă, ești bărbat, ai 48 de ani, ai colesterolul 260, ai LDL-ul 170, ai HDL-ul 30. Ia pastila asta de aici. Tu poți să te încăpățânești, să spui, nu-mi trebuie mie, domnule, lasă-mă, astea sunt niște convenții sociale, colesterolul, de fapt, analizele de sânge nu sunt valide. Pentru că există trendul ăsta acum. Nu cred. Da. Acum și analizele de sânge se contestă. Chiar asta te-am ascultat pe cineva care este foarte... Și a spus, domnule, analizele de sânge au fost făcute pe un număr mic de pacienți, iar valorile astea pe care le avem noi nu sunt valide. Trebuie făcut pe milioane de pacienți dacă vrem să fie valori valide. Și asta cu colesterolul este, cred că, cea mai dezbătută dintre toate analizele. Ce, colesterolul 260? N-are nimic. Asta e colesterol. Da. Da, eu vreau să întreb ceva. Nu există un șef al tuturor medicilor în România și internațional care să vină să spună, bă, băieți, băi, doctor, când vă duceți pe la emisiuni de televiziune, când vă duceți pe la podcasturi, când vă duceți pe TikTok sau pe undeva, nu mai dezinformați, nu mai mințiți sau nu mai induceți în eroare lumea. Spuneți-le toți același lucru celor care vă urmăresc. Nu poți să te joci cu medicina asta și cu... Nu? Adică să spui, doamne, colesterolul... Ai așa de mare dreptate, dar mie este mă gândesc așa tare dacă să vorbesc sau nu, dar o să vorbesc, bineînțeles. Cel pe care l-am ascultat nu e medic, e nutriționist și, din păcate, noi avem lupta asta între medicină și nutriție destul de ridicată, adică de la niște cote foarte, pentru că mie mi se pare... Și nutriționist fără acte sau... Fără. Problema fără școli. Fără. Dar eu n-am nicio problemă. Sunt ajutoarele noastre. Noi, fără nutriționiști, am avea mai mult de muncă, într-adevăr. Problema este că în momentul în care tu spui un lucru, ar fi foarte bine să îți corelezi lucrul acela cu ce spune și un medic. Și mie, dacă mi se pare că lipsește ceva, mie mi se pare că lipsește un congres internațional, intergalactic al nutriționiștilor, să se pună de comun acord. Dar bă, adevărul că sunt toți... Deci este ceva... Unul cât spune nutriționiști există pe TikTok și pe YouTube? Atâtea păreri există. Atâtea păreri, jur. Dar acum... Dar vorba ta, la urma urmei, nutriționiștii ăștia nu fac rău, că practic toți spun moderație, încearcă să te ajute să slăbești, adică... Da, așa este, dar să-ți corelezi regimul tău de viață cu părerea unui medic. Și nu știu dacă ți-am povestit, dar o să-ți povestesc acum. Eu am avut la un moment dat un pacient care ținea o cură de slăbire, care era bazată pe grefuit. Toată ziua? Nu, mânca foarte mult. Problema este... Bă, am auzit și eu de cură asta. Da. Problema este că acel om lua un tratament anticoagulant la care nu aveai voie să mănânci fructul ăsta. Dar nutriționistul nu știa asta. Și el a venit la mine cu un sânge extrem de subțire și sângera din orificii. Combinația asta între anticoagulant și acest fruct e foarte periculoasă. De asta eu, nutriționiștii sunt prietenii mei, sunt prietenii noștri, trebuie să ascultăm de ei. Dar să-și coreleze părerea și cu a unui medic. Adică și să asculte de medici. Sau să cam așa cu ceva, medic. Deși sunt mai agresivi așa, nu știu de ce. Nu, eu iubesc pe toți, asta este o chestie. Dar, și să se pună de comun acord cu privire la ou, cu privire la lapte, cu privire la ovăz. Nu mai știi dacă să mănânci ovăz sau să nu mănânci ovăz, că are multe proteine, unul zice că e bun. Nu mai știi ce să faci, știi? Și așa că o iei pe o cale din asta în care știi 100% cum este postul intermitent, care știi 100% este validată și de nutriționiști, nu de toți, dar este validată și de nutriționiști, este validată și de medicina convențională, în care știi sigur, nu greșești cu postul intermitent. Deci, oameni buni, atenție mare unde urmăriți informațiile și unde vă căutați adevărul, pentru că s-ar putea starea voastră de sănătate să fie influențată și nu tocmai în sensul bun, dacă nu ajungi la doctorul care trebuie sau la sfatul doctorului care trebuie. Asta mi se pare periculos, jur. Păi, eu știu și profesori care spun că nu contează colesterolul așa de mult, adică și profesori de-ai mei chiar. Adică nu profesorul meu, da, să nu se înțeleagă greșit, că profesorul meu este cu tot o altă parte. Eu știu că de profesorul tău mereu ai vorbit așa cu mare este admirație. Este un om extraordinar, genial. Este un cum cheamă doctorul? Miron Bogdan. Miron Bogdan? Este profesor extraordinar. Am văzut, mereu când vorbești de el ai așa o admirație foarte puternică. Am un respect și culmea este că avem o relație, chiar dacă este profesorul meu și este mai mare cu 40 de ani decât mine, avem o relație de frați. Da? Da. Mă iubește foarte mult, eu îl iubesc foarte tare pe el. A fost dezamăgit de mine când am plecat din lumea academică, dar mă iubește în continuare.
Copilul, bă, erai deștept, bă. Exact. Puteai să fii aici la catedră, ai ales tu să te duci la podcast. Eu cred așa că încet, încet, văzând ce se întâmplă în momentul de față în sistemul de stat și în facultățile de medicină, cred că încet, încet începe să-mi dea dreptate. Pentru că ce se întâmplă... E rău. Da? Da. Vezi, bă, că vrei să te apuci de medicină, eu ți-am zis că mai bine nu. Stai pe locul tău. Este lumea să știi că, uite, pastor, mai spun și promit că... Spune, doctor, că la podcast suntem liberi aici. Știi de ce medicinii români au fost căutați peste tot pe pământul acesta? Pentru că au avut simțul clinic, sau avem simțul clinic. Noi cu foarte puține lucruri, știm să facem foarte multe lucruri. Și când ajungeam în afara țării, noi eram genial pe acolo. Adică noi știam să facem, puneam stetoscopul, știam ce boală are. Nu aveam nicio problemă, puneam mâna pe burta unui om, știam ce boală are. Din simțul clinic pe care mi l-a inspirat mie profesorul meu, mă punea să pun mâna pe pacient. Nu se mai întâmplă așa. Ne bazăm doar pe imagistică, ne bazăm doar pe analize, ne bazăm doar pe lucrurile care se văd, începem și noi încet, încet să ne ducem spre vest și într-un fel este bine, dar ne pierdem simțul clinic. Și tinerii... Adică stai, mă, de vorbă cu pacientul. Stai de vorbă, lasă-l să-ți povestească. Pune mâna pe gâtul lui, vezi ce se întâmplă pe aici. Pune mâna pe piciorul lui, vezi ce se întâmplă pe acolo. Acum, dacă îmi dau seama și eu, ultima dată analizele tot prin WhatsApp l-am trimis să-mi zică cineva dacă sunt o chestie. Exact. Dar nu, dar medicul să știe că nu comentează nimic. Zice, da, pentru că începem încet, încet să ne aliniem acolo și nu e tocmai ok. Deci, oameni buni, aveți grijă de voi. Dr. Marius Sava vă așteaptă și pe contul lui de Instagram. Le găsiți în descrierea podcastului nostru. Vă așteptăm și pe TikTok și pe Facebook și facem joia podcastul ăsta medicale tocmai pentru a încerca să schimbăm un pic așa cât se poate pe aici, pe acolo în gândirea oamenilor, alimentația oamenilor, nu? În modul de viață al unui om. Măi, și un singur om, dacă reușim să salvăm, și spun eu că reușim pentru că eu am văzut la Fumat că s-a întâmplat lucrul ăsta. Au venit la mine pacienți care au văzut podcastul. Te-au căutat la clinică, da, la spital. Și mi-a spus, domnule, vreau să mă las de țigări. Adică un singur om, dacă eu salvez și nu mai fumează, sau un singur om, dacă slăbește ca urmare a podcastului ăsta, eu sunt extraordinar de mulțumit. Atunci... Pe mine puteți să mă înjurați cât vreți, că important este să avem un rezultat final. Fii atent, doctore, vreau să facem în felul următor. Avem pe prietenii noștri de la Bringo, care aduc de la Carrefour în 90 de minute tot ce avem nevoie și noi vrem să facem un grup de WhatsApp. Încercăm, oameni buni, când urmăriți acest podcast, să avem un grup de WhatsApp al podcastului Acasă la Măruță. Putem să facem asta, Florin? Să-l punem în descriere și să facem un fasting cu tot poporul, mă. Facem un grup mare. Ne facem grup pe WhatsApp, Ciucă. Grupa, da, da. Ce? Bine, treaba ta. Păi da. Nu, doar noi dăm mesaje. Păi doar noi dăm mesaje, dar asta înseamnă că... Avem? Și poți să-l pui în descrierea podcastului? A, da. Cum? Și lumea ce trebuie să facă? Să se aboneze, lăsăm link-ul. A, cu link? Da, lăsăm. Deci lumea se abonează la... Fii atent, doctore. Gata. Deci te bagi admin la noi acolo, da? Deci, oameni buni, avem grupă de WhatsApp. Știu că fii atent aici. Păi și asta e puțin. Stai, nu, că eu am pățit. Asta înseamnă că numerele noastre de telefon sunt publice? Nu, mă, știu că... Așa, da, păi nu mi-a făcut mie magicianul la emisiune atunci? Să mi-a blocat telefonul, eu nu vreau. Nu. Eu ca deci, eu, dar tu? Ăsta este un grup de WhatsApp pe care îl găsiți în descrierea podcastului. Abonați-vă foarte ușor la acest grup de WhatsApp și începem la un moment dat toți un fasting. Începem să vă mai dăm mesaje, spunem: hei, mănâncă sănătos astăzi. Bă, să vezi ce grup facem, doctore. Mănâncă la ora asta. Ne facem partid. Ora asta, da? Cum ar fi? Asta e, mă. Partidul fastingului din România. N-ar fi rău. Poate chiar avem un pic de succes, cred că am avea acum. Fii atent la câți nebuni sunt în politică, noi mai lipsim. Ce să comandăm săptămâna asta? Să mâncăm sănătos, doctore, să nu greșim și să influențăm colesterolul bun să crească, ăla rău să scadă și per total să fie bine. Deci ziceți, comandăm, direct. Somon. Somon. Comandă, Ciucă, săptămâna asta doar somon băgăm. Somon, ok. Migdale. Migdale. Crude. Migdale crude, dar e bine migdalele, nucile, să stea 24 de ore înainte în apă? Bravo, ai știut, da. Ca să se hidrateze. Exact, să se hidrateze și să le dai cojița aia, dacă poți. Să le dai cojița jos. Deci, oameni buni, puneți migdale în apă, lăsați-le 24 de ore și mâncați-le după aceea dându-le cojița jos, la fel și la nuci. Zici că devin nucilele averzi de pe vremuri. Da, ce bun, da. Da. Bun, fistic. Deci, fistic. Fistic, ok. De s-a prăjit, cu sare, cu tot? Ar fi bine să fie crud, dar dacă nu, mie nu-mi place la crud. Da, putem să mâncăm un pic câte... Mă, de ce pe principiu, fă ce zice doctorul, nu ce... Stai un pic, dar nu e nesănătos, nici la prăjit, nu este neavară nesănătos. Deci, nucă, caută ciucă la Carrefour prin Bringo, deci nucă, fistic, migdale, da. Somon. Da, niște pâine integrală. Pâine okay. Integrală? Da. Așa. Un pic de unt, uite, vezi, ajungem și aici, că și untul nu este în cantitate moderată, este ok. Da, dar să nu mănânci o jumătate de pachet în fiecare fără zi. Fără, o felie de unt.
O felie de pâine cu unt. Așa. Niște nuci pe deasupra. Bine. Și nuci un pic am. De dulceață și gata. Păi okay. Și altceva nu mai mâncăm decât somonul ăsta toată săptămâna? Putem să mâncăm și ceva, niște mere. Mere? Afine, da. Mi-a plăcut afine. Afine, bune afine. Și zmeura. Zmeura ajută, zmeura? Da, foarte mult. Toate fructele roșii ajută. De ce? Au în interiorul lor resveratrol, pentru că nu toată lumea știe. Și fructele și zmeurare? Tot ce este roșu. Ia uzi, perfect. Struguri, ca să fim siguri că nu greșim. Păi aia îți cresc glicemia, te duci în aer. Cresc, dar dacă nu ai nicio problemă, adică dacă ești normoponderal, dacă nu ai colesterolul foarte mare și dacă nu ai diabet, mai mănâncă un strugure din când în când. Perfect, bun. Dacă n-ai diabet, următorul podcast, oameni buni, aici pe canalul Acasă la Măruță, este despre diabet. Acest criminal care te așteaptă să îți dea în cap. Te așteaptă și, din păcate, este subdiagnosticat la noi în țară. Ceea pentru ce că nu ne luăm nu dramatic, ne luăm asta. Dramatic, da, pentru că are niște complicații fantastice. Haide că povestim imediat și despre diabet în următorul podcast de joia viitoare, dar până atunci mai zine ceva, că murim doar cu somonul ăsta, 3 nuci și 2 migdale. Păi luăm și niște salată. Salată, brocoli. Ajută luăm niște brocoli, foarte bun brocoli, da, ajută, orice este verde ajută. Mi-a rămas în cap, că când a venit Dani Oros de la, da. Când a venit la noi la podcast, primul lucru pe care l-a comandat a fost brocoli. Da. Eu... Și tu mănânci brocoli, cozaș? Brocoli deloc. Și somon a comandat Dani, nu? Da, 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 a comandat somon. Somon și brocoli, e cu longevitatea omul. Da? Da, da, e foarte... Așa, ce mai luăm? Apă. Apă, bagă, ciucă, 3 baxuri de la aqua. Ok. Și rar un pic de vin roșu. Rar? Da. Bine. Rar. Bagă. Gata. Dau comanda? Nu, stai că parcă nu mă satură. Mă dau cât vrei. Păi nu pentru o săptămână, jur. Brocoli, somon, salată. Păi mai încercăm afine, și noi. Afine, pâinică, unt. Hai, vrei carne sau... Nu, ce să mai punem? Hai să punem... Cartof nu e bine. Ba da, cum să nu? Cartof la cuptor, foarte bun. Cartof dulce. Cartof dulce. Ăsta n-am nicio explicație de științific, îmi place mie. Cartof okay. Dulce, da? Cartof dulce și... Greblă tu ce și vrei? Mai mâncăm ceva pește, tot la fel. Ce pește vă eu vreau melci. Melci, fructele de mare, fructele de mare, măi, cu Blue Zones, cu da, fructele da. De mare care... Cum mergi tu, pozași ce vrei? Spanac și orez. O, ce direct a fost. Spanac și orez al noastră. Florin, tu? O, uite. Oh, gata, că am făcut o rețetă bună, zic eu. Oameni buni, verificați-vă analizele, aveți grijă întotdeauna să vă luați sfaturile de la oamenii care pot să vă influențeze viața în bine și nu tot felul de nutriționiști care vă spun lucruri pe care vreți să le auziți, dar nu vă fac bine din punct de vedere al sănătății, pentru că asta e foarte grav. Doctorul Mariu Sava e cu noi, îl găsiți și în grupul de WhatsApp care este în descrierea podcastului, îl găsiți și la el pe Instagram, îl găsiți și la clinică, îl găsiți dacă îl căutați, că doctor. Să mă caute că mă găsesc. Perfect. Doctore, săptămâna viitoare vorbim despre diabet? Despre diabet, criminalul care este tăcut.